În cadrul activității organizate de Jandarmeria Giurgiu la Mihăilești au fost prezentate ținuta militară, materialele de protecție și intervenție, iar specialiștii din cadrul instituției au prezentat teme pe linia prevenirii faptelor antisociale în mediul școlar. Pentru intervenție. Asta că e mai ușor. Nu, e grea, rău. Vă prezint uniforma, respectiv materialele de protecție și intervenție pentru restabilirea ordinii publice. Am să încep cu materialele de protecție. Materialele de protecție sunt cotiere, tibiere, jos, da? Cască, da? Și scutul de protecție. Sunt folosite pentru misiunile de restabilire. Totodată, elevii claselor a 10-a și a 11-a au fost informați cu privire la instituțiile de învățământ în care se pregătesc viitoarele cadre ale Jandarmeriei Române, Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, București, Școala Militară de Subofițeri Jandarm Grigore Alexandru Ghica, Școala Militară de Subofițeri Jandarm Petru Rareș din Fălticeni, fiindu-le prezentate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a putea participa la examenele de admitere.